Relația noastră a început așa cum începe de obicei. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut și am hotărât să fim împreună. La început, când ne întâlneam, el se comporta cu mine parcă eram un ou și se temea să nu mă strice. Nu credeam că poate să se schimbe atât de tare. Ne-am căsătorit și am făcut 3 copii. A început să bea și să facă scandaluri, tot mai des. Odată pe lună, parcă se întâmpla ceva cu el. Trebuia numai decât să facă scandal și să mă bată. În unul din episoadele de violență mi-a rupt și nasul. Copilul cel mare avea 12 ani când a început să mă roage să plecăm sau să chemăm poliția. Dar după ce soțul a aflat că am chemat poliția, a devenit și mai violent. Ce altceva puteam să mai fac? Puteam scăpa doar dacă ne duceam de acasă. Dar unde să ne ducem? Nu știam unde. M-am gândit mult ce să fac și am decis să caut o gazdă undeva în oraș, unde să pot să-mi găsesc de lucru. Aveam deja un plan de plecare când el a început o ceartă și m-a dat afară din casă. Am luat copiii, câteva lucruri și am plecat. Dacă vrem o schimbare, trebuie să începem de la noi. Nu trebuie să stai să rabi, soluții sunt. Ești de acolo, fugi și gata, astfel de situații te pot îmbolnăvi și asta poate duce la moarte. Există un alt fel de viață pe care poți trăi liniștită. Viața e scurtă și trebuie să profităm de ea, nu să o ducem în bătăi și cuvinte urâte. Thank you.